În vremurile actuale, nu puțini sunt tinerii care afirmă că vor să devină ca X sau ca Y, așa zise modele din societatea românească. Vedete sportivi, politicieni sau jurnaliști, cu toții reprezintă surse de inspirație pentru tinerii romașcani. Unii dintre ei însă nu consideră că aceste vedete merită să fie luate drept exemple. Când avem. De ce? Politicieni, scriitori? Toți fură. Toți fură? Fură. Asta e concluzia ta. Politica e o mare înșelăciune. N-ai vrea să fii ca un mare cântăreț sau nu știu? Pare rău. Nu. Nu. De ce ai ajuns la concluzia asta, dacă îmi permiți să te întreb? Din cauza culturii și a educației noastre. Nu mai sunt oameni de cultură pe care tinerii ca tine să-i urmeze, să vrea să fie ca ei? Din păcate, nu. Dar ce părere? Toate sunt modele proaste de urmat. Cum ar fi? Cum ar fi tot ce este în mass media, în reality show-uri. Nu știu. Ai un model, nu știu, cântăreț, no, politician, no. Moderator TV? Nu. No. Voi? Am eu un cântăreț, Chilafonic. Este de la noi din țară? Da, din București. Ce gen de muzică cântă? Hip-hop, rap. Îți place? Da. Ai vrea ca atunci când te vei face mare, între ghilimele, să devii ca el? Mă mai gândesc, nu știu. Bine, tu? Eu nu am. Nu ai niciun model? Nu. Nu-ți place niciun moderator TV? Nu. Niciun cântăreț? Nu. Nu asculti muzică? Ești? Ba da, dar nu... Nu-mi place. Dar ce ai vrea tu să te faci? Păi... asta nu știu, sincer. Nu te-ai gândit, nu. De un cântăreț, un politician, un moderator TV, ori un ziarist, pe oricine. Nu știu ce să zic acum, dar model de urmat ar fi sportiva Simona Halep. Da. Deoarece are ambiții în ceea ce face și își dorește să ajungă într-un punct cât mai mare. Da. Și din rândul politicienilor, ale vedetelor de la noi din România? Nu prea. Nu prea. De ce ai ajuns la concluzia asta? Nu știu, în ziua de azi se promovează prea multe vedete la televizor care nu au, să zic, un talent anume. Dar sunt și unele excepții. Prin modele mai vechi, cum ar fi cântăreți, nu știu ce să... Da, cam așa. Șlagărele alea. Da. Ești un model demn de urmat? Din cântăreți, din așa zisele vedete, din realizatorii TV, ziariști, politicieni, de ce nu? Florin Piersic. Florin Piersic? De ce? Păi mi se pare un actor foarte bun și... Da. Ce model crezi tu că ar fi demn de urmat de la noi din țară? Dintre vedete, politicieni, ziariști... Ai un idol? Nu, niciunul. Nici în muzică? Nici. Deci tu crezi că la noi în țară n-ar mai fi nimeni care să fie luat drept exemplu de urmat? Dintre sportivi? Da, mai sunt. Cum ar fi? Personalități? Da. Se poate și vedete? Da, politicieni, oameni din mass media, ziariști, sportivi, cântăreți. Andreea Marin, cred eu, da. Că este o personalitate. Și cam atât, în rest nu prea. Din cântăreți, nu? Nu. Din asistentele TV, din, nu știu, de la, din ce vedeți? Esca. Da. Așa. Și din sportiv? Nu. 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 De ce? Nu, pur și simplu atât. Nu credeți că avem valori de urmat, nu știu, care s-au promovat bine prin talentele lor? Cu excepția lui Hagi, nu. Cred că mai... A, deci tot din generațiile trecute. Da. Unii dintre tineri spun că adolescenții nu au de la cine să se inspire atunci când vor să-și construiască o carieră frumoasă sau să se formeze ca oameni de bine. Ce să facă fetele? Să urmezi bagaboante ca astea? Adică, totuși... Par femei ușoare, ca să fie mai pe post. Deci, ce anume să se urmeze? Cum să fură la noi în țară? Lipsa de educație, lipsa de demnitate, ipocrizia. Chestiile astea sunt de urmat? Sportivi sau politicieni? V-am mai zis odată, politica e o... Așa, la sportivi au apus. Ce mai este acum e Sorina Halep? Atât. Simona. Și din rândul cântăreților? Nu cred.
muzica adevărată a apus odată cu anii 2000. Părerea mea. În concluzie, timpurile în care societatea se forma după modele demne de urmat au apus de mult. Scurta consultare cu strada arată că tinerii romașcani nu mai iau un Hagi în lumea sportului, un Piersic în lumea teatrului, o Simila în lumea muzicii sau un Preda în lumea prozei, pe care adolescenții să ia drept exemple în decursul vieții.